Hei, salut, sunt Grefti și bine v-am regăsit la încă un episod din Planet Zoo. În acest episod voi construi cel de-al patrulea habitat și în el m-am gândit să plasez tigrul siberian. Acesta este in danger pe lista celor de la IUCN, adică este o specie periclitată și am zis why not, de ce să nu includem în conservation pick, în grădina noastră zoologică, deși nu este chiar o grădină zoologică, cum am zis, este o rezervație naturală mai mult, care se află în zona de taiga și are ca scop îngrijirea acestor animale care, din păcate, sunt pe cale de dispariție. Bineînțeles, nu doar aceste tipuri de animale se află, mai avem și alte specii care nu sunt așa în pericol, cum ar fi bursucul, care, dacă nu mă știu, cred că a fost al doilea habitat. El nu este o specie în pericol de dispariție sau să fie periclitată, așa că why not, putem face în așa fel încât să avem câte un pic din fiecare bun. O să vă povestesc puțin despre tigrul siberian. Acesta se află în mare parte și se găsește doar în Asia, în regiunile Coreei de Nord, China, Rusia și Mongolia, cam astea ar fi. Zona aceea, exact după denumirea pe care o și poartă, Siberia, este, de aceea se și numește așa tigrul siberian, se află exact în acea parte nordică a Asiei. Acesta ajunge la maturitate la vârsta de 4 ani, cam așa câteva detalii, iar din păcate acesta a ajuns să fie, cum am zis mai înainte, în pericol de dispariție, pentru că a fost vânat foarte mult, intensiv în anii 1940, în special pentru blana, care, bineînțeles, toată lumea, sau dacă nu puteți observa acum blana unui tigru, arată foarte, este foarte frumoasă, așa portocalie, cu acele dungi negre. Și da, din această cauză era să ajungă pe calea de dispariție și să nu mai existe deloc, din păcate, dar cumva treptat cu ajutorul biologilor și cu ajutorul acelei liste care a fost creată, speciile au putut fi salvate, cât de cât unele dintre ele, nu toate, din păcate. Acesta trăiește, cum am zis, în zona de nord a Asiei și în special în zona de taiga, zona de tundră, acolo unde este mai frig și în general în mare parte este mai mult nisoare. Este singura specie de tigru care există și care trăiește în aceste condiții, în condiții de genul mult mai reci, mult mai răcuroase. Mai există și tigrul bengalez, care acesta se află în partea de sud, prin India, în mare parte, și acela nu trăiește în condiții chiar atât de vitrege, atât de aspre, putem spune. Este o zonă mult mai caldă și, da, acesta ar fi... Acestea ar fi câteva mici detalii despre tigrul siberian. Bun, cum am spus, în acest episod mă voi ocupa de habitat. Înainte să construiesc habitatul tigrului siberian, am mai creat o zonă pentru vizitatori, pe care nu am inclus-o în video, deoarece era mult prea mult. Deja sunt oricum undeva la 14 minute, dacă nu mă șer, de speed build, iar cu acea zonă, dacă mai adăugam, ajungeam undeva la, cred că, 23-25 de minute, undeva pe acolo, și era mult prea mult, așa că o să vă prezint în partea a doua, de aceea să rămâneți și la final, veți putea observa noua zonă dedicată vizitatorilor, la fel, unde am pus câteva food truck-uri, de unde își pot cumpăra de mâncare vizitatorii, am mai creat încă o clădire de toalete, la fel am plasat două toalete și la fel niște băncuțe, am creat așa, am făcut ca, de fapt, da, aproximativ, se poate asemăna cu cealaltă zonă care am creat-o pentru vizitatori,
În centru se află băncuțele unde oamenii se pot așeza, pot lua masa, pot mânca ceea ce au comandat, iar pe margini se află acele food truck-uri și așa mai departe, restroom-ul, toaletele. Oricum, cel mai bine o să vedeți, v-am zis, în partea a doua, când vă voi arăta mult mai bine tot ce am construit. Aici voi creez, de fapt, o platformă. M-am inspirat puțin din acele viewing gallery care se află în Jurassic World Evolution 2 și îmi plac așa cum arată, așa că am zis să construiesc și eu la fel o platformă de unde vizitatorii pot observa mult mai bine animalele din habitat, în cazul de față tigrul nostru, fiind de la o înălțime mai ridicată, ai un viewing, așa, pe ansamblu poți observa mai bine tot ce se întâmplă în habitat. Aici am pus sticlă pe margini și în față pentru o vizibilitate cât mai bună și pentru a nu împiedica sau restricționa câmpul vizual al oamenilor, al vizitatorilor. La fel, am folosit mai mult lemne și da, am încercat așa să creez o atmosferă sau să încadrez practic această clădire exact în această rezervație pe care am construit-o până acum, să fie tot așa mai rustic, nimic prea elaborat sau prea fancy, cum se află în general în parcurile zoologice sau în alte clădiri din oraș, unde acolo clar poți construi și poți adopta mai multe stiluri arhitecturale, să spunem așa. Eu am vrut să păstrez stilul acesta clasic, rustic și cât mai simplu, bineînțeles. Bun, după ce voi termina acest viewing gallery, mă voi ocupa de habitat și voi pune foliage, adică tot ce înseamnă plante, vegetație și enrichment-uri, da, tot ce au nevoie acești tigri pentru a se simți cât mai comod. Și cum am zis, e bine să rămâneți până la final, atunci veți observa cel mai bine tot ce am construit, vom observa și tigrii, ne vom apropia de ei. Am uitat să menționez, voi mai construi și o vizuină, practic, un brlog al tigrilor, acolo vor sta și vor dormi, la fel în partea a doua o să vi-o arăt. Se încadrează foarte bine cu peisajul, practic parcă face parte din acel munte, din acel deal, exact unde l-am plasat, dar cum am zis, rămâneți până la final, atunci veți vedea cel mai bine. Eu am fost Gravity, noi ne vedem în partea a doua, așa că enjoy the speed build, bye guys!
Ok, bun, am revenit. Cam așa arată zona de intrare în acest viewing gallery. M-am inspirat puțin, cum am zis, din viewing gallery pe care îl avem în Jurassic World Evolution. Puțin se aseamănă, dar am optat pentru ceva mai... rustic, ceva care se îmbine mult mai ușor cu ambientul, cu mediul înconjurător și l-am făcut așa ca și când ar părea o cabană puțin mai sofisticată făcută din lemne. A, da, și totodată m-am ocupat și de mediul înconjurător. Am pus toți copăcei și am creat peisajul. Bine, am pus copăcei acolo unde am putut, pentru că aici, de exemplu, e deja delimitarea. Cum am zis, a hărții, a mapei și de aici încolo nu mai pot pune copaci din nefericire, exact și aici la fel. Exact cât am putut și unde am putut, am pus, bine, aici în spate n-am mai pus pentru că nu era chiar așa important, pentru că de jos oricum nu se observă, dar unde am putut, acolo am plasat cât mai mulți copăcei, ca de jos,
view-ul pe care l-au, de exemplu, vizitatorii, să fie unul cât mai natural, cât mai ok din acest punct de vedere, și să se simtă că ar fi înconjurați de o pădure, iar aceasta ar fi clar o rezervație naturală. Aici vedem în interior platforma. Mă uit dacă putem observa niște tigri. Nu cred. Ah, ba, aici. Un tigru siberian care aleargă. Cred că este... Ah, nu. Credeam că se va duce să mănânce, dar încă nu e mâncare. Cel mai bine e putem observa așa. Nice. E Dema, masculul, și mai trebuie să am încă două femele. Imediat, cel mai simplu, le caut așa. Aici este Ludmila, celălalt tigru bengalez, al doilea. Siberian, sorry. A rămas blocat pe bengalez din greșeală atunci când am construit habitat. În loc să placez înăuntru tigri siberian, am pus tigru bengalez, deși eu am vrut să construiesc un habitat pentru siberian, nu pentru bengalez, dar nu e o problemă. Hopa, nu asta am vrut să fac. Așa, vreau terenul aici să pun puțin, să-l fac mai smooth, da. Cam așa. Hopa. Pe smooth. Așa. Perfect. Acu e în regulă. Bun. Aici sunt doi și al treilea. Care... A, e aici. Nice. Cred că se juca Diana cu acest enrichment. Chiar sunt foarte drăguți. Le-am pus destul de multă apă, deși nu au musai nevoie. Dar știu că oricum tigrilor le place apa. Doar că... Ba, e ok. Oricum au suficient loc, suficient spațiu. Da, să se desfășoare. Poate un pic cam mare bazinul sau lacul. Putem spune că este o continuare a acestui lac sau, mă rog, whatever. Dar eu zic că e ok. Bun. Haideți să vă arăt și în continuare zona pentru vizitatori pe care am construit-o în prima parte. Many guests, ok. Mulți cred că prețul biletului este destul de mic. Aceasta este toaleta, restroom-ul, clădirea pe care am construit-o, iar aici la fel avem aceste food truck-uri cu diferite produse și oamenii, da, deja stau la coadă. Acum am observat semnul de la Himalayan Brown Bear. O să vreau să fac la fel aici un semn deasupra și să scriu tigru siberian. La fel, pentru a ști mai bine încotro, adică oamenii, vizitatorii când vin, să știu, să știe de fapt ce animal urmează să viziteze. Iar aici, în continuare, da, m-am ocupat de foliage, la fel, și avem view către ursuleți. Bun. Cam asta ar fi din episodul de astăzi. Hai să vă arăt și așa un... cadru mai de sus, la noua zonă pentru vizitatori. Perfect. Aici avem bursucul, European Badger-ul, tigrul siberian, care este o specie vulnerabilă, Himalayan Brown Bear, aici avem căluții și mai urmează să mai creez încă un habitat, va fi ultimul aici. Nu m-am decis încă cu zona asta și în ce anume să o transform, în ce habitat să-l transform. O să mă uit pe lista,
pe care o am a animalelor care trăiesc în această zonă de taiga, de împădurită, mai mult a, nu contează regiunea Europa, Asia, contează zona de taiga, să fie, cum am zis, fiind un centru, un parc de conservare a speciilor de animale, ele s-au dus de peste tot din întreaga lume, de pe tot globul și sunt aduse aici și ținute pentru a putea ajuta specia să se reproducă, să se înmulțească și clar să nu mai existe aceste pericole, cum ar fi cel de dispariție, extinție și așa mai, și așa mai departe. Bun, cam asta ar fi episodul de astăzi. Cam așa arată tot ce am construit. Habitatul, da, e destul de măricel. Nu v-am arătat aici. Acum mi-am adus aminte. Aici este zona unde tigrii vin și dorm. Această grotă, practic, care vine destul de natural, aș putea spune. Nu îți dai seama că a fost creată de mâna omului. Putem spune că exact aici, în această parte, sub aceste dealuri, uite aici un copac care plutește puțin. Perfect. Și ăsta. Exact sub acest deal s-a creat această peșteră, această grotă, iar noi o am folosit, o am transformat-o practic pentru adăpost. O folosesc tigrii, i-am văzut de câteva ori, sincer, pe acolo, până să încep să filmez, cât mai editam puțin această zonă și mai adăugam mici detalii. Cum ați văzut, nu se vede nici în speedbuild, am adăugat și puțină zăpadă. Ok, se urcă în copac, nice. Să sperăm doar că nu o să evadeze, nu, e ok, stă. Bine, s-a cam plictisit și cred că, da, o să coboare acum. Da, e ok. Bun. Deși am verificat oricum, mai pot să mai verific o dată. Zona în care animalul selectat, în cazul nostru tigrul, poate să evadeze. Aici ar fi, dar nu înțeleg de ce. Cred că din cauza gardului. Bun. Voi face așa, îl voi selecta și voi pune climbing așa. O să pun pe ambele? Se vede, opa. Se vede urât pe partea asta? Nu, e ok. Bun. Acum ar trebui să fie în regulă. Da. Să nu mai mi-apară acel semn roșu, cum că pe aici, de exemplu, tigri ar putea scăpa, ar putea evada. În rest, da. E ok, în regulă. Dacă în caz, cum era acolo, tigri ar putea evada și ataca oamenii, de exemplu, ar fi aceste zone roșii, aceste buline care indică faptul că acea zonă este destul de periculoasă, iar animalul poate evada. Bun, cam atât, cum am zis, din episodul de astăzi. Aceștia sunt tigrii noștri, care la fel urmează să avem grijă de ei. Mă urmează să mai construiesc, cum am zis, încă un habitat în partea de sus, după habitatul calului, unde avem calul lui Proalski. Da, acolo este. Și, cum am zis, o să mă uit pe listă și o să mă decid atunci ce voi face. Bun, eu voi încheia aici, nu vă mai rețin. Vă mai zic doar să vă abonați și să-mi scrieți în secțiunea de comentarii dacă vreți și îmi puteți spune de asemenea ce animal ați dori să vedeți în următorul habitat pe care urmează să-l construiesc. Îl putem plasa, de ce nu? Dacă cumva aveți preferințe, îmi puteți spune și, cum am zis, îmi puteți da un like, subscribe, iar noi oricum ne vom auzi data viitoare. Așa că, bye guys!